Publicația germană Bild a declarat că surse și descoperiri de informații indică faptul că Rusia intenționează să ocupe teritoriul ucrainean în perioada 2024-2026, dincolo de cele patru regiuni ucrainene anexate ilegal și încă necucerite în întregime. Bild a declarat că Rusia intenționează să captureze întreaga regiune Donetsk și Luhansk până la râul Oskil din regiunea Kharkiv până la sfârșitul anului 2024. Aceste obiective raportate sunt în concordanță cu operațiunile ofensive rusești localizate în curs în regiunile Donetsk, Luhansk și Kharkiv. Rusia intenționează, de asemenea, să cuprindă o mare parte din regiunile Zaporojie, Dnipropetrovsk și Kharkiv, inclusiv orașul Kharkiv, dacă este posibil, între 2025 și 2026. Bild a raportat că o sursă din interior a declarat că Rusia intenționează să ocupe mari părți din estul Ucrainei, situat la est de râul Dnipru, în următoarele 36 de luni. Se pare că Rusia plănuiește să mențină actuala linie a frontului în regiunea Herson, de-a lungul râului Dnipru, și este preocupată doar de a împiedica forțele ucrainene din sudul Ucrainei să avanseze spre Crimea ocupată. Bild a declarat că planurile Rusiei se bazează pe mobilizarea bazei industriale de apărare a Rusiei, suferind pierderi anuale de aproximativ 100.000 de militari în operațiuni ofensive de uzură și beneficiind de posibila alegere a unui președinte american în 2024, Trump de exemplu, care reduce sau oprește dramatic sprijinul militar pentru Ucraina. Bild a raportat că o sursă familiarizată cu descoperirile serviciilor de informații a declarat că Kremlinul intenționează să se bazeze pe negocieri false, în timp ce continuă să desfășoare operațiuni ofensive similare modului în care Rusia a negociat al doilea acord de la Minsk în 2015, în timp ce armata rusă a continuat să ocupe așezări ucrainene suplimentare. Bild a publicat anterior descoperiri în mare măsură precise ale serviciilor de informații despre planurile Rusiei pentru invazia sa pe scară largă a Ucrainei în decembrie 2021, care a evaluat că Rusia va ataca Ucraina din sud de la Crimea, din teritoriul controlat de ruși din estul Ucrainei și din nord la sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie 2022. Comandamentul militar rus urmărește eforturi de restructurare și extindere pe termen lung pentru a forma rezerve strategice, iar Rusia și-a mobilizat treptat baza industrială militară pentru a susține un război lung. Planurile pe termen mediu și lung ale Rusiei de a ocupa teritorii dincolo de cele patru anexate ilegal sunt de asemenea plauzibile, având în vedere că oficialii ruși, inclusiv Putin, au revenit recent la retorica expansionistă, iar forțele ruse continuă operațiunile ofensive pentru a-și extinde pozițiile în regiunea Kharkiv. Generalul locotenent al Direcției Principale de Informații Militare, GUR, ucrainean, Kirilo Budanov, a declarat într-un interviu publicat pe 14 decembrie că în prezent Rusia nu are intenția de a schimba planurile pentru războiul din Ucraina până în 2025. Budanov a declarat că Rusia poate dezvolta un nou plan dacă nimic nu se schimbă în prima linie până la sfârșitul anului 2024. Lavrov a declarat la o reuniune din 15 decembrie a colegilor ministerelor de externe rus și belarus că cu cât războiul din Ucraina continuă mai mult, cu atât condițiile de negociere vor fi mai dificile pentru Ucraina. Zău? Dar dacă Ucraina rezistă și Rusia îngroapă 1 milion de soldați și pierde războiul? Declarația lui Lavrov sugerează că Kremlinul consideră că cu cât războiul continuă mai mult, cu atât mai mult teritoriul va putea ocupa Rusia, iar cursul războiului va pune Ucraina într-o poziție de negociere mai slabă. Vise umede. Vladimir Putin a reiterat pe 14 decembrie că obiectivele maximaliste ale Rusiei în Ucraina, care echivalează cu capitularea deplină a Ucrainei și a Vestului, sunt neschimbate. Capitularea Vestului. Vestul de care vorbește criminalul ăsta a rezolvat Rusia în 48 de ore, doar cu aviația. Cât tupeu jegos are Putin ăsta? Chiar nu înțeleg de ce Occidentul nu-i dă o lecție.
Ministrul de Externe ucrainean Dimitro Kuleba a publicat un articol de opinie intitulat Există o cale către victorie în Ucraina pe 15 decembrie, în care susține că obiectivele militare ucrainene rămân fezabile în ciuda discuțiilor din ce în ce mai pesimiste din Occident. Kuleba a afirmat într-un articol de opinie publicat în Foreign Affairs că obiectivele ucrainene sunt încă atinse atâta timp cât rămân trei factori în vigoare. Un nivel adecvat de ajutor militar occidental, dezvoltarea rapidă a capacităților industriale în colaborare cu SUA și Europa și o abordare principială și realistă a perspectivelor de negocieri cu Rusia. Ziua 661 a războiului din Ucraina. În dimineața zilei de 16 decembrie, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei însumează aproximativ 344.820 de militari. Potrivit statului major general ucrainean, în ultimele 24 de ore, armata rusă a pierdut 930 de soldați, 14 tancuri și 13 vehicule blindate de luptă. Acest lucru este menționat în notificarea statului major al forțelor armate ale Ucrainei. Financial Times scrie că Statele Unite au găsit o modalitate de a sechestra bunurile rusești înghețate în conformitate cu dreptul internațional. Țările occidentale au intensificat negocierile privind confiscarea bunurilor rusești înghețate în favoarea Ucrainei. Potrivit publicației, în ultimele săptămâni, Statele Unite, în cadrul negocierilor private, au luat o poziție din ce în ce mai asertivă cu privire la problemele de confiscare, argumentând la reuniunile G7 că există o modalitate de a o implementa în conformitate cu dreptul internațional. Super! Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În țările occidentale, aproape 300 de miliarde de dolari aparținând băncii centrale a Rusiei sunt înghețate. Cele mai multe dintre ele sunt situate în Europa, iar în vara anului 2023, un grup de lucru al Uniunii Europene a concluzionat că nu există nicio modalitate legală de a sechestra aceste bunuri. După aceasta, Uniunea Europeană s-a concentrat pe exploatarea opțiunilor de reinvestire a fondurilor înghețate pentru a transfera profiturile din această sursă către reconstrucția Ucrainei. Ministrul rus al apărării a raportat un atac masiv cu drone în Crimea. Rușii spun că nu au raportat victime sau pagube. Să-i credem că nu au victime sau pagube? Ministrul apărării Rustem Umerov spune că obiectivul nostru pentru viitor este să localizăm producția de arme în Ucraina. La conferința britanică-ucraineană a industriei de apărare de la Kiev, Umerov a spus că Marea Britanie este unul dintre cei mai mari parteneri și aliați ai noștri, le-a mulțumit pentru toate armele pe care le-au furnizat, care ne-au permis să rezistăm în primele zile ale agresiunii rusești, iar acum să ajutăm la eliberarea pământurilor ucrainene. Potrivit acestuia, obiectivul Ministerului Apărării pentru anul viitor este localizarea producției de arme în Ucraina. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt create a Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!